Hola, hola, bine v-am găsit sau regăsit la un nou clip pe acest canal. Astăzi ați văzut și din titlu că vorbim despre un unboxing Notino și Beautiful Box. Am hotărât să le filmez împreună pentru a nu face două clipuri separat și pentru că voiam să pun lucrurile la locul lor. Veți vedea, veți înțelege imediat când vă arăt comanda de la Notino. N-am mai stat să mă machiez pentru că oricum mai târziu trebuie să plecăm la mecanic și cu mască, machiaj nu prea, mie îmi dă cu radical. Dar da, totuși mi-am pus puțin anticearcă pe sub ochi ca să nu mai spuneți că mă prezint cu cearcăne. În schimb, restul, da, se vede, sunt post perioada lunii, așa că am urme, am coșuri, ca de obicei. Dar da, hai să trecem la treabă și haide să începem cu cu cele mai mici, zic eu, nu? Hai să începem cu Beautiful Box. Beautiful Box, anul acesta nu l-ați prea văzut la mine, pentru că, în mod normal, eu am suspendat subscripția, însă nu am fost pe fază la începutul lunii și pentru că ei după 3 luni mi-au reactivat-o. Nu am reușit să o închid cu totul. Așa că mi-au reactivat-o, așa că am mai primit încă o cutie. Vă arăt. Oricum l-am suspendat din nou. Beautiful Box este o subscripție franceză care vine cu 5 produse în full size de fiecare dată. Pot fi 6 produse, depinde de la lună la lună. În general, produsele sunt produse în Franța sau fabricate în Franța, sunt produse cât se poate de bio, cu ingrediente de origine naturală și așa mai departe. Așa că, da, luna aceasta a avut tema aceasta cu Provence, cu lavanda, Provence fiind zona unde locuiesc eu. Foarte frumoasă cutia, într-adevăr, chiar mi-era dor de cutia asta. Și în această lună am testat majoritatea produselor înainte de a vi le arăta, așa că vă pot spune o primă impresie. Hai să trecem la treabă. Cutiuța arată cam așa. Și vine cu cărțuliile, ca de obicei. Pasul 1 ar fi o loțiune micelară de la Coreme Paris. Coreme Paris, cam așa se prezintă. Și este o loțiune micelară din Provence, bineînțeles, ce conține albăstrele, apă de albăstrele, extract de lavandă și suc de aloe vera. Această apă micelară vine împreună cu două dischete din acestea reutilizabile. Pe acestea nu le-am folosit încă, pentru că, sincer, nu știu dacă vreau să le bag pentru a-mi șterge machiajul. Cam așa se prezintă. Au o parte mai exfoliantă și o parte mai finuță. În schimb, loțiunea micelară am folosit-o aseară și te machiază chiar destul de bine, adică mi-au fost suficiente 3 dischete pentru a mă demachia, ceea ce mi se pare destul de mișto. Dischete mai lunguțe, mai mărișoare. Nu. Pentru cine nu suportă mirosul de lavandă, nu cred că aceste produse vă vor plăcea, dar produsul acesta costă 12,90 € în full size, adică 100 de ml pe care am și eu. Cam scumpuț, ce-i drept. Dar dacă sunteți amatoare de produse bio, dacă sunteți amatoare de produse cu ingrediente de origine naturală și locuiți în Franța, vă recomand subscripția Beautiful Box, pentru că chiar dacă este 35 €, veți vedea că își depășește valoarea și lună de lună, lună de lună, ajungeți să vă construiți o rutină destul de bună. Dar părul meu nu vrea să stea, pentru că de ce ar sta? Dar da, așa este cu clipurile astea filmate. Mie îmi plac fetele alea, știți, care se pun astea să filmeze și le stă tot părul bine. Au tenul curat, impecabil și așa mai departe. Și eu când mă pun să filmez spontan, așa, dintr-o dată, îs ca călcată de treb. Da, ce să-i facem? Asta e viața. Următorul produs este un savon dus cu lavandă de Provence și miere de la L'Essentiel de Lavande.
Este un produs care, bineînțeles, că a curs pe aici prin cutiuță, pentru că eu l-am folosit aseară, așa. Cam așa se presimtă și este un gel de duș, ca să-l spun pe românește. Este un gel de duș cu lavandă și miere. Produsul se comercializează cu 10 euro. Chestiuța asta micuță. Eu l-am folosit aseară. Într-adevăr, are mirosul specific de lavandă, nu se prea simte mierea, dar nu este mirosul acela foarte, foarte înțepător. Eu am fost la Muzeul Lavandei și am simțit acolo uleiul proaspăt făcut și este o diferență foarte, foarte mare. Dar, da, este un produs ok, însă nu aș da 10 euro pe o cantitate atât de mare. Mai departe, pasul 3, avem de la Bioglam Chic o cremă care ar trebui să dezvolte un bronz treptat cu aloe vera bio, bineînțeles. Da, produsul are 75 ml, se comercializează cu 18 euro. Eu l-am folosit aseară, așa că încă nu am văzut nimic, nicio diferență, l-am folosit doar pe picioare. Oricum revin într-un alt clip, pentru că mă gândesc să fac un clip despre produse pe care le-am testat în ultimul timp și să vă spun părerea mea despre ele. Și acolo voi reveni și cu impresii despre această trebușoară. Produsul pe care l-am astăzi pe ten, crema pe care am astăzi pe ten, este de la Saint Victoire și este o cremă paietată cu efect sclipicios, cu efect paietat, da, de aici avem și numele. Așa. L-am folosit, nu vine în mai multe culori, ci are o singură culoare. Eu l-am astăzi pe ten, după, se poate observa, după cum vedeți, așa un ușor glow, da? Pe mâini, când, după ce l-am terminat de aplicat, pentru că eu masez produsul, îl încălzesc în palme și după mi-l aplic, aveam așa ca și cum aș fi avut un BB cream. Însă pe față nu are nici măcar acoperirea unui CC cream sau unui BB cream, niciun caz, deci nu uniformizează tenul sub nicio formă, deși are culoarea aceea, dar îi dă senzația aceea, vedeți, luminoasă a tenului. În schimb, la nivelul hidratare, poate că eu, venind după o mască cu argilă, simt că am nevoie de ceva mai mult, nu știu ce să vă spun, dar nu pot spune că m-a dat pe spate la nivel de hidratare, drept o primă utilizare, bineînțeles. La fel ca și cu celelalte produse, într-un următor clip o să vă vorbesc mai multe, o să vă spun mai multe impresii, după ce folosesc produsul măcar de 10 ori, ca să pot da seama. Dar da. Și ultimul pas din această cutiuță este o mascara de la Pure by Valerie. Este o mascara neagră, mascara clasică, cam așa se prezintă. Pe aceasta nu am încercat-o, se comercializează cu 19 euro și ne spune că are formulă naturală, care și are drept aliat peria sa performantă, care îți va asigura o privire glamuroasă. Acesta nu îl voi testa eu, acesta cred că va pleca într-unul din concursuri, pentru că am două mascara deja începute și încă mai am vreo trei care își așteaptă rândul. Știți că eu merg mai mult pe miniaturi. Bun, acum mai departe. Acum, săptămâna trecută, luni seara, dacă nu mă înșel, stăteam așa ca o floricică în pat și m-am uitat la un unboxing de la Notino, nu mai știu exact la cine, încă știu că i-am scris. Uite, chiar acum mă uit și eu pe site-ul lor, pentru că mi s-a făcut poftă. Ori la Ana Maria Tătucu, nu dau seama la cine, dar știu că am plasat o comandă. M-am uitat pe site, am intrat la partea de promoții și așa mai departe și am zis să-mi dau și o comandă. Aveau 30% pentru foarte multe produse de machiaj, plus că mai aveau o categorie cu 15%, ceva de genul, unde am găsit niște chestii la prețuri foarte, foarte bune, pe care nu le găsesc la același preț în magazine, bineînțeles. Așa că am profitat, am dat o comandă, am două cutii. Asta ce o vedeți aici este cutia mare, încă nu o ridic. Și să începem cu cutia mai mică. În mod normal, eu și-am plătit un euro în plus pentru treaba asta, să nu mai pun plastice. Însă, în cutia cea mare nu mi-au pus plastic, mi-au pus ambalajul din hârtie, dar se pare că în cea mai micuță, da, mi-au pus.
să fie primit. Teoretic, pentru asta am plătit un euro în plus, pentru a nu am mai... pentru că m-am săturat de atâta plastic și cei de la Notino sunt foarte, foarte, foarte generoși în ceea ce privește ambalarea, în ideea că, pe de o parte, înțeleg că vor să se asigure că produsele ajung la tine în siguranță, dar, într-adevăr, este foarte mult plastic. În fine, vă arăt partea de machiaj, să spunem așa, marea parte pe care am recomandat-o. Haideți să le luăm și în ordinea de pe factură. Deci, în primul rând, am de la Maybelline un creion de sprâncene Brow Ultra Slim în nuanța Medium Brown. Este genul acela de creion care mie îmi place și pe care eu îl folosesc. Are o formulă destul de uscată din ce simt eu, așa drept o primă utilizare, însă se pot trasa niște liniuțe foarte drăguțe. Am fost curioasă pentru că știți că eu... vreau să fac clipuri din acelea One Brand Tutorial, însă vreau să-mi cumpăr produsele treptat, nu să cumpăr totul dintr-o dată. Și dacă aveau acum preț reducere, am pe telefon factura și pentru că mi-a trimis două facturi pentru ambele colete, acest creion a fost 4,80 €. Mai departe, avem două produse despre care eram foarte, foarte curioasă. Încă de când au apărut, ele au apărut de ceva timp, însă eu nu le-am folosit. Au fost 6,90 € bucata și sunt aceste două creioane, Superstay Ink Crayon, cam așa se prezintă. Nu știu, mi se pare foarte interesant aplicatorul și toate cele. Le am în nuanță. Așa, avem nuanța 15, Lead the Way, care este aceasta și... este un nude, haideți să vedem, foarte simpatică nuanța și avem și nuanța 30, Seek Adventure, acesta de tot este un nude, însă un nude ceva mai rozaliu, așa mai primăvărate, chiar aș putea spune eu, după cum se poate vedea aici, însă v-am spus, am fost foarte curioasă, se simte foarte cremos. Ok, l-am și aplicat ca să-l testăm. După cum se vede pe pielea mea, pe fața mea, se vede foarte natural acesta, Lead the Way. Drept o prima aplicare și o prima impresie, ce vă pot spune este că se aplică foarte ușor, se simte foarte cremos pe buze. Acum nu știu cum rezistă când se usucă, ce se întâmplă, dar așa, pentru început este foarte mișto, deci sunt foarte încântată de achiziția mea, bineînțeles. Haideți să vedem următorul produs pe care îl avem pe factură. Este tot de la Maybelline, un produs pe care eu l-am mai avut, Instant Age Eraser. Pe acesta nu-l voi începe acum, încă nu-l voi desigila, l-am în nuanța 01 Light, dar am zis să-l comand pentru când voi face clipul. Nu-l desfac acum, l-am mai folosit, l-am mai avut în două variante, în Light și 00, dacă nu mă înșel, Fair se numește, însă eu le scot de obicei burețelul acesta din capăt și îl folosesc fără burețel pentru că mi se pare neigienic. Iar acesta a costat 7,90 €. Da, l-am luat pentru când va fi să fac clipul. Nu-l mai încep pentru că deja am unul care mi-a expirat, am o grămadă desfăcute și haide să evităm risipa. Mai departe, mi-am luat un produs de la NYX. NYX Total Control Drop Foundation, sunt picături din acelea, este fundul lor de ten, de fapt, cu pipetă, însă i-am luat nuanța cea mai deschisă, Light, am luat pe cel mai deschis, în ideea de a-mi deschide fondurile de ten pe care le am ceva mai închise, desigur, dar după cum se poate observa, este foarte deschis. Acesta a fost 12,90 € și este nuanța Porcelain. Dacă îi poți construi acoperirea, este buildable, însă v-am spus, eu îl vreau strict pentru a-mi deschide fondurile de ten. Și ultimul produs este de la L'Oreal Men Expert Barber Club, este un ulei pentru barbă, nu pentru mine, bineînțeles, nu pentru barba mea, pentru că pe aceea eu fac să dispară, dar e la partenerului meu pentru că uleiul lui este pe terminate și trebuie să avem grijă și de barba noastră. Acesta ar trebui să, de asemenea, să ajute cu
iritațiile. Sper, sper să ajute. Acesta a fost 9,40 €. La toată treaba asta, la toată comanda asta, produsele pe care le-am aici, am avut 11,85 € reducere, pentru că toate erau din gama aceea cu 30% reducere. Și pe primul colet a fost 36,95 €. Eu am plătit-o totodată, am plătit o singură factură, nu vă gândiți că am plătit două facturi separat, dar așa au venit, așa vă spun prețurile, bineînțeles. Și mai departe trecem la coletul cu numărul 2. Nu o să ridic, este o cutie foarte mare, să-ți așa să... Da, după cum se poate observa aici. Este o cutie foarte mare și, după cum se poate observa, eu filmez ca o lady pe jos, pentru că mi se pare că aici vine lumina mult mai bine decât dacă sunt pe canapea, pentru că am două ferestre în față, am fereastra mare, am geamurile de la balcon și am fereastra. Dar da, hai să trecem la treabă și să vă arăt. Aici sunt mai multe produse pentru corp și pentru casă. Am luat... Haideți să tot așa... Am luat două role din acestea de bucătărie, două pachete a câte două role de la Paloma. Au fost 1 € bucata. Eu, în mod normal, cumpăr din acelea din Auchan. Mi se par mult mai ok. Cumpăr o rolă mare și dau 5 € pe ea și mă ține în jur de o lună jumătate, două luni, undeva pe acolo. Dar, văzându-le la 1 €, zic, hai să le luăm, să vedem ce-or face și ele. Mai departe, am luat niște șervețele din acestea biodegradabile de la Cif. Eu nu am mai văzut, cel puțin aici în magazin, nu am văzut. Pentru bucătărie, care ar trebui să ajute la curățat, au 36 de șervețele, nu au plastic, textil. Și v-am spus, scrie că sunt biodegradabile, ceea ce mi se pare foarte, foarte interesant. Eu am plită electrică, iar pentru cine are plită electrică, știe la fel de bine ca mine ce chin este să o întreții, să o speli, mai ales când o și folosești, când și gătești, nu trebuie să o ștergi doar de praf. Dar da, acestea au fost 2,70 €. Le-am luat de test, am văzut și pentru baie, însă n-am luat pentru că în general în baie folosesc sfântul clor, folosesc șervețele, dar din acelea dezinfectante de la San Marc, dacă pentru o ștergere rapidă. Dar da, mai departe, am balat într-o plasă din asta, deci pe asta am plătit eu 1 €. Așa, avem un pervol pentru haine albe. Acesta are 900 de mililitri, pentru că nu mai aveau disponibilă și varianta mare. Și acesta a fost 2,90 €. Dacă nu mă înșel, eu nu știu dacă am văzut pervol în Auchan. Cred că am văzut ceva, o variantă de-a lor, dar... Nu, n-am văzut, așa că mi s-a părut un preț foarte bun. Știu că pervolul este un detergent lichid bun. L-am luat. Mai departe, am tot de la pervol. Așa, am luat o variantă din aceasta mare, pentru că era în format mare, pentru haine negre. Acesta are 1,80 litri, da. 1,80 litri și a fost 4,40 €, dacă nu mă înșel, da. 4,40 €. Noi avem destul de multe haine negre. Partenerul meu, hainele de zi cu zi și alea care îi plac lui sunt negre, iar la mine hainele mele de muncă sunt negre. Așa că, deci, prin urmare, am luat acest bidon mare și tot la același preț am luat și un pervol pentru haine colorate, tot 4,40 €. Nu știu, mie mi s-a părut un preț foarte bun și v-am spus, dacă nu mă înșel și nu mă înșeală memoria, nici nu știu dacă avem în Auchan la noi pervol. Cred că avem ceva, un dup. Dar da, oricum, una peste alta, la cantitatea asta, deci chiar dacă ar fi un dup sau ceva, în Auchan cantitatea asta, adică cantitatea mică de 1 litru, o găsești cu 4 € și ceva. Așa că a trebuit să profit.
Hai că le luăm așa pe rând. De la Jaya nu am încercat absolut nimic de la Jaya. Cred că am avut doar niște mostre sau o mască, ceva acum. Mi-am luat un săpun pentru mâini cu ceai și scorțișoară. Cam așa arată. Mi s-a părut interesantă combinația. Nu se simte foarte tare nici ceaiul, nici scorțișoara. Miroase curat și cam atât. Dar v-am spus, am zis, hai să încerc și eu și ce mai bine să încercăm decât spălată pe mâini. Știți că postasem eu și pe Facebook la un moment dat, atunci când a început toată pandemia și toată lumea se lăuda, să spunem așa, cu spălatul pe mâini, că și eu postasem o fotografie în care eu mă spălam pe mâini înainte să fie la modă. Dar da. Jaya a fost 1,90 €. Ceea ce mi se pare un preț foarte bun. Mai departe avem de la Dermacol, pentru că am auzit o grămadă de chestii despre acest gel de duș care este anti-stress cu struguri și lime. Nu știu ce nu mi-ar plăcea din această variantă, de ce l-am și luat. A fost 2,30 € și are 250 ml. Mamă, ce bine miroase! Deci miroase demențial. Mai departe, tot un săpun antibacterial, așa mă uitam, că sigur trebuie să fie antibacterial, de la Radox Care Plus, cu ulei de mușețel și jojoba. Cam așa arată. N-am folosit absolut nimic de la Radox până acum. Dacă auziți ceva pe fundal, este frigiderul meu. Și acesta a fost 2,30 € acesta. Tot așa l-am luat, lasă-l să fie acolo. Iar ultimul produs din acest ambalaj este de la Dr. Santé Anti Hair Loss. Este un spray pentru a stimula... stați așa să caut ceva engleză, franceză. Așa, pentru a stopa căderea părului, spune aici. Acesta a fost 2,90 €. Scurează să văd ce face, plus că mi-a plăcut compița asta. Să vi-l arăt și mai aproape. Așa se prezintă. Următorul colet este așa. Un gel de duș de la Nivea. Tot mi s-a părut că are un preț foarte bun. Nu prea cumpăr eu geluri de duș Nivea, nu mă dau un vânt după ele, dar zic, hai să mai testez ceva. Acesta este din acela clasic, pe care am dat 2 €. Cred că trebuie să aibă sigur mirosul clasic Nivea. Da, mi-am luat acum gelul de duș pentru că m-am uitat, eu tot necumpărând sau cumpărând, dar limitat, mai aveam 3 pe stoc. Și am zis, hai să refacem un pic de stoc. Mai am unul de la Dove, acesta cu pară și aloe vera. După cum se vede, aveam prețuri foarte bune și la varianta mare de 750 ml, însă eu știu că m-aș plictisi de o asemenea cantitate, așa că mi-am luat varianta mică, pe care am dat 1,90 €. Acesta trebuie să aibă mirosul acela specific. Da, miroase foarte, foarte, foarte bine. Și ultimul produs din acel ambalaj, avem aici un bidon mare de pur, nu pur, Fairy, așa. Fairy, aici l-am găsit sub numele de Jar și acesta este cu rodie. Cel puțin în oraș la mine, eu nu am văzut Fairy nicăieri. Stați să vă spun și cât a costat, înainte de a vorbi. 2,50 € a fost varianta aceasta de aproape 1 L. Eu n-am văzut pe nicăieri și am tot încercat. Ba îl folosesc special de la Lidl, ba tot cumpăr diverse, însă trebuie să folosesc o cantitate mare de săpun, de detergent pentru vase, pentru a-mi spăla vasele. Și în momentul în care am văzut treaba asta, mi-am dat comandă, pentru că știu că eu acasă foloseam Fairy și eram foarte, foarte mulțumită. Dar da, cam așa arată. Și miroase foarte bine. Și mai avem o punguță și gata. Avem așa, o sare de baie, tot de la Radox. Aceasta este cu eucalipt și ar trebui să te scape de stres.
Cam așa se prezintă, are 400 de grame și a fost 1,90 €. Nu este nici cea mai ieftină, nici cea mai scumpă, dar având eucalipt, mă gândesc că atunci când simți un pic nasul înfundat sau ceva, o să prindă bine. Deși nu se simte un miros foarte, foarte puternic de eucalipt. Ultimele două produse sunt două bombe de baie, bineînțeles. Haideți să desfac una să vedem. Așa, aici o avem pe prima. S-a uitat ambalajul, sau nu știu ce s-a întâmplat, dar nu scrie cu ce este. În fine, arată foarte drăguț. Au fost 2,40 € bucata. Și aici o am și pe cea de-a doua. Ah! De blonda de mine. Scria pe... Deci asta este cu wildberry. Și asta ar trebui să fie cu seaweed. Cu alge de mare ar trebui să fie asta. Și cealaltă cu wildberry. Haideți să o desfacem, să o mirosim, pentru că altfel nu se poate. Am fost ieri prin centru, dar magazinul ăla încă nu este deschis. Așa că așteptăm. Totuși, pe site la ei, când am vrut să-mi dau comandă, mi-a arătat că sunt out of stock. Însă, când am mers în magazin, deci în display, era plin de bombe de baie. Dar da. Weird. Și așa arată cu wildberry. Nu le-am mai încercat niciodată până acum. Mi se par foarte, foarte interesante. Aceasta miroase mult mai bine. În total, pe restul, am dat 45,19 €, ceea ce mi se pare un preț foarte bun. Deci mi-am luat o grămadă de detergenți, mi-am luat produse pentru casă, mi-am luat geluri de duș. Și ca să vedeți cam ce este pe aici, pe lângă mine, da? Ia uitați aici. Aici, magnific, și vedeți costumația mea. Să vă arăt și în partea asta, da? Deci este totul o minunăție. Cam așa se întâmplă când filmez, cam așa este în jurul meu. Dar oricum, deci în total am dat undeva la 80 și ceva de euro pe comanda de la Notino, ceea ce mi s-a părut un preț foarte bun, sinceră să fiu. Dacă luăm în calcul detergenții, prețul pe care l-am plătit, săpunul de vase, nu am văzut aceleași produse la un preț mai bun în Auchan sau în alte supermarketuri. De Carrefour nu știu, pentru că eu nu frecventez Carrefour. Am fost, pot să număr pe degetele de la o mână de câte ori am fost și de atâtea ori am fost și dezamăgită. Așa că, da. Una peste alta. Acesta a fost unboxing-ul meu. După cum ați văzut, au predominat produsele pentru casă sau pentru spălat. Am făcut puțină pauză că miros, eu am socata pe foc. Așa. Noua noastră pasiune. Dar, da. Acestea fiind spuse, cam asta am cumpărat noi, acum stau și mă joc cu bilele astea de bombele astea de baie. Ca de obicei, aștept să ne citim în comentarii, să-mi spuneți ce v-ați mai cumpărat voi și așa mai departe. Dacă stați prin Franța și ați văzut Fairy, deci varianta Fairy pe undeva, vă rog să-mi spuneți și mie. La fel cu Pervolu. Ca de obicei, abia aștept să ne citim în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!